Cea mai explozivă dintre finalele feminine, cea de la sărituri, ați văzut-o pe campioana europeană Julia Steingruber din Elveția. Iată-o pe forțoasa Yamilet Penabre din Republica Dominicană. Fenomenul Oksana Șușovitina, 38 de ani. Din Vietnam, Thi Ha Tan Phan. Tantisia Neteb, Olanda. Campioana de ieri, Simone Biles. O campioană olimpică în 2008, Hong Un Jong din Coreea de Nord. Și campioana mondială în titlu, Michaela Maruni. Păcate nu este și Sandra la acest aparat, campioană olimpică de anul trecut de la Londra. Maruni a vrut să continue gimnastica tocmai pentru a-și lua revanșa. Sandra e doar în finala de la Sol. Mâine, împreună cu Larisa Iordache, le vom vedea, Larisa și la bârnă. Să sperăm că va trece peste momentul de ieri, că a învățat ce era de învățat din incident. Julia Steingruber. Doar medalii europene până acum, un bronz în 2012, aur la Moscova în acest an. Să vedem dacă face față concurenței venite de pe continentul nord-american și din Asia. Foarte frumoasă săritura din 6-2 dificultate. Sunt pe mâini, salți înainte întins cu un șurub și jumătate. Ne revedem. O mică depărtare de picioare în prima fază a zborului, în rest perfect, vom vedea o notă mare. 16-200 ar fi maximum. În jur de 15-4-15-5 ar trebui să fie. Nu văd pe ce ar putea arbitrele să o depuncteze mai mult. ...19 ani are Julia, este antrenată de Zoltan Iordanov. Ariela Kesslin a deschis drumul spre medalii pentru gimnastele din Elveția. Kesslin a luat o medalie mondială în 2009 la Londra. Argint a luat Kesslin atunci. 15-500! Iurcenco cu două șuruburi, dificultate 5-8. Să vedem, are șanse cu aceste două execuții să urce pe podium. Depinde foarte mult de ce fac și americancele. Ele vin, plusează cu amânarul, săritura ce poartă numele Simonei Amânar, campioană olimpică la sărituri, campioană olimpică la individual, campioană olimpică cu echipa. Foarte puternică, frumoasă ieșirea din masă, verticala există la Steingruber.
14.966, media ei 15.233. Și acum un moment extrem de important. Cea mai grea săritură din cod, din codul feminin, poartă numele Elenei Produnova din Rusia, cea care a executat-o prima dată. Yamilet Pena Brunet se chinuie, de mult să o pună în picioare. O va reuși oare? Aici a ratat-o de două ori până acum și la încălzire. 7 dificultatea. Sunt pe mâini dublu grupat înainte, nu? Consecventă, n-a schimbat deloc. Se chinuie de câțiva ani cu această săritură. Probabil că o aterizează la antrenamente, altfel nu-mi explic de ce vine tot timpul și încearcă. Grupat prea repede. N-a așteptat să se ducă un pic mai mult în sus. Însă vom vedea ce punctaj va primi. La fel a făcut și în calificări și iată-o în finală. ...21 de ani, este din Santo Domingo, Francesco Susana este antrenor. 14.466, 30 de penalizare. Iurcenco cu două șuruburi. Nici pe acesta nu l-a pus în picioare. Perseverentă Abreu. Poate odată și odată va reuși această săritură, este însă una foarte, foarte grea. Așa cum vă spuneam, cea mai dificilă din codul gimnasticii feminine. Sunt băieți care execută această săritură. Nu asta pe care o vedem acum, care este Iurcenco, ci acel stând pe mâini dublu înainte grupat. Marius Berbecar cu astfel de săritură s-a calificat în finală, îl vom vedea mâine la sărituri, dar și la paralele, unde e mai aproape de medalie. Mâine sunt 3 șanse la fete și 2 la băieți la medalii. Pe 466 va fi undeva în coada clasamentului cu media ei 13.466. Fenomenul Șușovitina, 38 de ani. Are medalii dinainte de 90 și până acum a reprezentat 3 țări. S-a întors în țara de origine, Uzbekistanul, pentru care a și câștigat o medalie mondială în 2003 la Anaheim. Să vedem ce face astăzi Oksana Șușovitina. Aceeași săritură pe care am văzut-o și la Steingruber, dar mult mai slabă la execuție. A plecat în față, la încălzire am văzut-o executând mult mai bine. 6-2 dificultatea, săritura spre înainte, nemulțumită. Oh, cum a aterizat!
Și a pus piciorul și în afară. Deviată. Le premier saut qu'elle a effectué porte son nom d'ailleurs. 6-2, dificultatea. 10 medalii are mondiale Oxara, 2 olimpice, un aur cu echipa Comunității Statelor Independente 92 la Barcelona și un argint la sărituri în 2008 la Beijing după Hong Un-jong, pe care o vom vedea puțin mai târziu. Je pense que lorsqu'elle aura le signal vert. 38 de ani. A fost adversară cu Lavinia Milošević, cu Gina Gojan, dar și cu toate generațiile de până acum. Cristina Bontaș la început. 14-633. Zecimea de penalizare. Apare și ea. Sukahara n-a fost cu două șuruburi, ci cu un șurub și jumătate. S-a anunțat cu două șuruburi, dar n-a sărit. Dacă ar fi făcut două întoarcere, ar fi avut dificultate 6, așa doar 5-5. Thanks for the field of final story. 23 hours to court at Hai Phong in Vietnam. Steingruber rămâne lider. Nici Abreu, nici Șușovitina nu vor trece de ea. Dezamăgită Oxana, iată și a doua notă, 14-533, vedeți dificultatea, declasată săritura cu o valoare în cod și o vom vedea pe reprezentanta Vietnamului, Thi Ha Than Phan, medaliat, atenție, cu bronz la sărituri în 2011 la Tokyo. Are 21 de ani. Nu, aceeași săritură ca și Steingruber, am spus nu pentru că n-a avut aceeași execuție. Nici gruparea întins n-a fost la fel de frumoasă precum a Giuliei. Iată aici un pic, dar exact cât îi permite codul. 6-2 dificultate însă. Pasul în afară o, va costa o zecime. Penalizare. A treia gimnastă care vine și prezintă această săritură. Acum vedem și poziția picioarelor și asta este penalizabil, dar am văzut doar noi pe reluare. Patruzecimi mai jos decât la execuție decât Steingruber, așa a și fost. Să vedem a doua săritură pentru Phan din Vietnam. E, acum e acum. Săritura amânar.
No, ne-ntoarsă în primul rând. A riscat vietnameza. Nu cred că este pregătită încă pentru această săritură. Rondă Flick s-a întins înapoi cu două șuruburi și jumătate. A întors din corp, dar nu din picioare. Bine că nu s-a lovit. Aproape i-a lipsit o jumătate de întoarcere. Steingruber și Șovitina sunt în față. Singura cu medie de peste 15 este elvețianca, care are însă o misiune foarte grea. Sunt două americance foarte bune și mai e și Hongun Jong. Santisha Neteb, cea care urmează, să vedem, nu cred că poate pune prea mari probleme. S-a calificat cu al 8-lea punctaj. A concurat prima și trebuie să aștepte. Cred că este cel mai greu pentru Steingruber. Mai bine mai sărea de vreo 2-3 ori. S-a lovit la genunchi. Off. Ligamentele. Oare? Mi-amintesc în acest moment concursul din 2011 de la europene cu Mustafina, care nici măcar n-a venit atât de rău. Nici la Neteb nu mi s-a părut că a venit neîntoarsă. Iată ce înseamnă totuși riscul. Poate vedem acum Ronda Flickul, saltul întins înapoi, două șuruburi, opa, pe picior întins. Da. Păcat. Trebuie imediat scoasă de acolo. Nu, n-a fost întins. I-a fugit genunchiul. Am trăit și noi această dramă cu câteva săptămâni înainte de mondiale. Diana Bulimar a pățit la fel la antrenamentul dinaintea naționalelor. A fost deja operată, să sperăm că Diana revine, era într-o formă foarte bună pe patru aparate. A primit totuși 13.900 Neteb. Să-i dorim sănătate și recuperare ușoară. Moment greu. Să vedem cum reacționează Simon Biles. Nu e ușor să vii, să concurezi după ce se întâmplă așa ceva. Un pachet de mușchi. Această Biles, forță explozivă extraordinară. Și în picioare, și în brațe. Lider încă Steingruber. Pentru cât timp a reușit să scrie istorie pentru Elveția? Ho, ho, ho! Amânar! Cu o singură țopăială! Ce înălțime, ce ținută! Frumos! Frumos!
bătutură care probabil se va apropia de nota 16 ca punctaj. Dificultatea 15 și ceva va primi. Iată un pic picioarele încrucișate, dar aterizată doar această țopăială. A primit o notă foarte mare și în calificări pentru evoluția ei. Debutantă la mondiale, Biles are deja un aur. Vedem ce medalie ia la sărituri. E în toate finalele. Doar Shannon Miller a mai reușit asta pentru americani. Să fie în toate finalele la mondiale. Doar dificultate la a doua săritură. Merge mai mult pe execuție, să vedem. Ho, ho! Da, frumoasă execuția. O săritură cu dificultate 5-6. Cred că va fi întrecută Steingruber. Am văzut-o și pe Aimee Bormann, antrenoarea lui Biles. Iată, rondă flick cu o jumătate de întoarcere, 180, salt întins cu 180. Poate să primească peste 15 sau în jur de 15, să vedem. Vă reamintesc primul punctaj. Da, e de peste 15. Săritura debutantă la mondiale, o fată cu multă energie. Pentru a doua evoluție și cu aproape 15.595 e pe primul loc. Steingruber a doua, Shushovitina pe trei, stare campioana olimpică de la Beijing, Hong Un Jong din Coreea de Nord. A câștigat anul acesta la sărituri Universiada de la Kazan. Amânar, însă cu un pas mare în față. Se spune că această coreancă încearcă chiar să aterizeze Iurchenko cu trei șuruburi. Unii spun că ar fi văzut-o în antrenamente. N-a mai făcut nimeni asta până acum la fete. La băieți a făcut-o Shirai, cel care a câștigat la sol. Biles a primit 9.633 la execuție pentru amânar. Sunt curioasă dacă primește peste 9, dar ar trebui să primească și Hong. No, 266 la execuție pentru sportiva din Coreea. 15.566, depinde foarte mult de a doua evoluție, poziția ei. Să vedem ce sare și cum sare mai ales.
Da, cred că o va depăși pe americancă. Este un rondă flic 180, salt întins cu un șurub și jumătate, cu dificultate 6-4. Deci o diferență destul de mare, de 8 zecimi între săritura prezentată de Biles și Hong, a doua vorbind la dificultate, chiar dacă are ușoare greșeli de execuție. Săritura însă a fost întoarsă, întinsă, doar pasul în spate și micile greșeli pe care le mai văd arbitrele la contactul cu masa, dacă a îndoit sau nu coatele, dacă poziția mâinilor pe masă a fost corectă. Însă cred că Hong va trece pe prima poziție. Să vedem. Nu știu dacă a întors, acum am văzut mai bine acel 180 din flick. Da. E pe locul 2 totuși. N-am depășit-o, doar 9 la execuție. 15.483 pentru coreancă și ea este cea care poate schimba totul. E campioana mondială de la Tokyo, argintul de la Londra, Michaela Maruni. Amânar. Vreau să văd unde a aterizat. Am avut impresia că direct pe linie. Să vedem. Dar cea mai frumoasă săritură, amplitudine, înălțime și înțepenită. Aici vedem mai bine probabil unde a aterizat. Nu? Da, nu, spațiu valabil, e ok. Ar trebui să primească mai mult decât Biles. Ca să comparăm săriturile între ele. Dar totuși mi s-a părut coreanca mai bună. Cel puțin a avut dificultate mai mare. No, 766, cea mai mare notă la execuție de până acum. 15.966. La fel a făcut și la Londra și la a doua a avut probleme, să vedem. E un moment psihologic foarte important, mai ales pentru ea. Ceva nu-i convine. Arbitra de linie nu era pe scaun, cea care stabilește dacă gimnasta păstrează direcția și nu depășește suprafața valabilă. S-a părut că s-a întors. Da. Rondă flic 180, salt întins cu un șurub. 6 dificultatea. 40 mai sus decât Biles. Cu 4 mai jos decât sportiva din Coreea. Însă ținută mai frumoasă la Maruni. S-ar putea să asistăm la încă o dublă aur și argint pentru americani. Steingruber pierde medalia, termină pe 4, un loc greu de digerat. Am simțit-o și noi pe pielea noastră aseară cu Larisa Iordache. Foarte greu să aterizezi, nu vezi salteaua.
antrenorul Mecailei Măruni, Artur Acopian, sportiva din California. Aur pentru Măruni, pentru a doua oară consecutiv la mondiale. Abră, încă o dată, a ratat dublul înainte grupat, dublă pentru americani, pentru că Biles are argintul, Coreea de Nord a luat bronzul. Dăm legătura în studio și revenim cu ceremoniile. Trecem la sărituri, aparat la care România deține 6 titluri mondiale, record în gimnastică. Campioana olimpică din 2008, doar pe poziția 3 aici. 24 de ani are sportiva din Hamgyong, antrenată de Kim Chun-li Fi. E prima medalie la mondiale pentru ea. După aur la individual, are argint la sărituri. Biles. A urcat direct pe podium să o felicite pe coreancă. Și-a menținut titlul câștigat la Tokyo acum 2 ani. Kayla Maroney. Acum poate să zâmbească, nu mai are de ce să se strâmbe a dezamăgire cum a făcut-o la Londra. E o poză celebră cu ea și Barack Obama, președintele american, cel care a primit echipa Statelor Unite după Jocurile Olimpice la Casa Albă și a întâmpinat-o pe Maroney exact cu aceeași grimasă. Lyubov Adrianova, FIG Women's Technical Committee member, and Professor Emeritus Bruno Klaus, founder of International Gymnastics Camp. The flowers are presented by Mrs. Rosie. Membrii ai comitetelor tehnice din FIG, atât la fete cât și la băieți, premiază. Am remarcat-o pe Lyubov Adrianova, soția celebrului Nicolae Andrianov, gimnast trecut în neființă. Vă spuneam, România 6 titluri mondiale la sărituri, americanii l-au câștigat pe al patrulea, rușii au 3, chinezii 3. De la noi, Simona Amânar, Gina Gogean, Lavinia Miloșovic și Dumitrița Turner au câștigat aurul la mondiale. We rise, ladies and gentlemen, stand up now tonight for the national sports league from the Verenigde Staten. Este pentru a patra oară consecutiv când titlul merge în America. Cred că e momentul să trecem prin studio, urmând a reveni
cu următorul tronson în care vom vedea finala fetelor de la paralele, calul la băieți și apoi inelele, finala celor mai forțoși dintre gimnaști.